Comunicat Agenția Pentecostală de Misiune Externă. Rugăciunea, răspunsul biblic la defăimări. Când suntem vorbiți de rău, ne rugăm. 1 Corinteni 4:13. Dragi creștini susținători ai misiunii mondiale, Comunitatea Pentecostală Română de Pretutindeni trece în aceste zile printr-o perioadă delicată, dar și dificilă în același timp. Această stare este alimentată și de modul regretabil în care o organizație de evanghelizare și-a încheiat activitatea. Falimentul ei a cauzat în multe familii și biserici suferință, tensiune și confuzie. Astfel de căderi atrag după sine neîncredere și aduc blamă asupra întregii lucrări a lui Dumnezeu. De aceea credem că este cel mai potrivit moment să ne smerim și să ne facem o cercetare adâncă atât la nivel personal, cât și în ceea ce ne privește slujirea noastră în Biserica lui Hristos și în lumea în care trebuie să răsune Evanghelia Lui. Agenția Pentecostală de Misiune Externă afirmă încă o dată, în mod inechivoc, că orice formă de slujire în împărăție trebuie să aibă ca valori esențiale integritatea, transparența, în administrarea finanțelor, darea de socoteală, smerenia și conducerea în echipă. Fără aceste, orice formă de slujire va eșua lamentabil. Zilele acestea, pe anumite platforme media, au apărut informații false și denigratoare cu privire la decizii pe care Boardul, Agenția pentru Misiune Externă, în mod justificat și cu frică de Domnul, a fost nevoit să le ia față de anumiți misionari cu mulți ani în urmă. Noi am fi putut să dăm explicații convingătoare și să combatem neadevărurile rostite, dar deoarece nimeni nu își asumă responsabilitatea celor postate, realizăm că nu avem cu cine purta un dialog civilizat și că răspunsul biblic cel mai potrivit la defăimări este rugăciunea. Ținta celui rău este să discrimineze lucrarea Bisericii lui Hristos și să slăbească eforturile de propovăduire a Evangheliei în toată lumea. Însă armele cu care luptă credincioșii sunt puternice, verificate de-a lungul timpului, arme redutabile care aduc biruință poporului lui Dumnezeu. Credem că cea mai potrivită acțiune în această vreme este rugăciunea însoțită de post. De aceea vă invităm la o campanie de post și rugăciune în care să cerem Domnului vindecarea emoțională în familiile și bisericile afectate, învățarea lecțiilor de slujire în integritate și cu excelență, înțelepciunea în prezentarea informațiilor pe platformele sociale și discernământ în recepționarea lor, nimicirea planurilor pe care cel rău le face împotriva lucrării de misiune, unitate, încredere și entuziasm în propovăduirea Evangheliei până la marginile pământului. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Din partea Consiliului Director al Agenției pentru Misiune Externă, președinte Gheorghe Rițișan. Distribuie și abonează de pe canalul nostru de YouTube Creștin Total Media și vă așteptăm și pe site-ul creștintotal.ro.